Vreau mai întâi de toate să spun binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne poartă de grijă în fiecare zi, preamărit să fie numele Lui. Amin. Amin. Mă bucur în această dimineață să fiu în Biserica Elim, să vă văd iarăși fețele, este o bucurie pentru mine și familia mea, sunt împreună cu soția și am venit la invitația nepoților noștri, Domnul să-i binecuvinteze, pe Adriana, pe Avram și toți ceilalți care v-ați adus copiii la binecuvântare, toți frații și toate surorile și copiii din Biserica Elim doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În mod special doresc, cum am auzit și la ora de rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii dumneavoastră, pe fratele păstor, echipa de slujire, comitetul, Domnul să vă întărească și să vă sfințească pe deplin. Amin. Mă bucur în această zi să văd și nepoții mei, nu pot să trec să nu spun lucrul acesta, care slujesc aici în cor, vin aici la biserică, sora mea Angela împreună cu cumnatul meu Ilie, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. M-am bucurat nespus de mult pentru lucrarea care se face în Biserica Elim și pentru cuvântul care s-a citit în această dimineață despre copilași. Cine oare are grijă mai mult de un copil în lumea aceasta decât mama? Mama este numele cel mai scump, nu atunci când copilul este acasă și mama îi pregătește de toate și are totul ca pe tavă, nu. Și atunci când copilul pleacă departe, se duce în lumea largă și când vede că îi lipsește mama, câtă dorință are în inima lui să-și vadă mama. Își dorește mama, atunci pune preț copilul pe o mamă. Cine este cel mai bun medic într-o casă pentru un copil? Și spun lucrul acesta atunci când eram copil, pentru că sunt al 12-lea copil din familie. Și să știți că mama niciodată nu face părtinire, pot să fie cât de mulți copii, pe toți se iubește la fel. Și eram mic și datorită unor neglijențe ale mele, mi-am prins unghia, a fost smulsă de la mână și durerea a fost mare, insuportabilă. Cel mai bun medic care a fost alături de mine atunci a fost mama mea. Îmi amintesc cum am luat acel pansament, Rivanol, a luat medicamentele care le avea în casă și m-a pansat. Cel mai bun medic este mama. Din casă, din familie, pentru copilași, Domnul să binecuvinteze mama. Cine este cea mai bună bucătăreasă? Oare cea de la restaurant? Nu. Și mama. Îmi amintesc când eram copil, mergeam la școală, nu știam ce îmi pune în ghiozdan, nu știam, dar știam că în pauză trebuia să am ceva acolo în ghiozdan și desfăceam acel pachet și atât de bună era acea mâncare. Mama este cea mai binecuvântată în familie. De aceea trebuie să prețuim mama întotdeauna și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi mame. Dacă ar fi în această zi să se vadă râul de lacrimi care au curs din ochii unor mame, ne-am mira, dar Dumnezeu, prin lacrimile dumneavoastră, vă binecuvintează soțul, vă binecuvintează copiii, Domnul să vă întărească. Amen. În această zi, cuvântul Domnului a fost citit despre copilași. Lăsați copilașii să vină la mine. Mamele i-au adus acești copilași la Domnul nostru Iisus Hristos. Dar cei din jur, pentru că nu știa dragostea, nu știa ce înseamnă dragostea unei mame, a încercat să împiedice lucrul acesta. Dar singurul care a cunoscut inima mamei a fost Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și le-a zis, s-a întors spre ucenici, s-a întors spre cei religioși care credeau că fac ce este bine și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine. Eu îi pot binecuvânta, ei pleacă de lângă mama, ei vor pleca de lângă tata, pleacă în lumea aceasta, în societatea aceasta, priviți că la rău se spune bine și la bine se spune rău și ei vor pleca în lumea aceasta și dacă eu, Iisus Hristos,
Nu-i binecuvintez, ei nu vor putea să lupte, nu vor putea birui în lume. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem dragostea unei mame față de copilul ei. Așa cum astăzi mi-a plăcut să văd lucrul acesta, cum a invitat pe această mamă în față să ne rugăm pentru ea. Oamenii lui Dumnezeu simt lucrul acesta. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu văd deschis și deslușit ce înseamnă dragostea unei mame față de copil. Și Dumnezeu să lucreze în fiecare familie. Aș vrea să vorbesc puțin despre Iosif, apoi să ne îndreptăm să continuăm să vorbim despre David. Iosif, un copil al lui Dumnezeu, o creștere frumoasă în familia lui. Vine ziua când el cu dragoste în inimă, cu bucurie în inimă a zis: mă duc să-i văd pe frații mei, să văd ce fac ei acolo. Pentru că a învățat de la tatălui o pocăință adevărată, o credință adevărată în Dumnezeu și s-a dus cu bucurie să întâlnească frații lui, pentru că erau invidioși. Ce fac oamenii aceștia? Îl vând și ajunge în Egipt acolo să slujească la oamenii din lume. Și tânărul acesta trece câteva examene și le trece cu brio. Prima dată este dus în casa lui Potifar și acolo trece examenul prin care a fost ispitit el. Apoi ajunge în pușcărie, în închisoare și acolo trece examenul cu bine și ajunge mai marele celor care erau închiși acolo. Și trece și acest examen, vine în fața lui Faraon pentru că a auzit despre Iosif lucruri frumoase, lucruri bune care se vorbea despre el. Și tânărul acesta, îmi place mult să privesc la Iosif, când a ajuns în fața lui Faraon, nu vorbește altceva decât de puterea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu care era în el. Știți ce a făcut tânărul acesta? L-a iubit pe Dumnezeu în fața oamenilor. Dragi tineri, vreau să vă spun în această zi, dacă mama a fost credincioasă și v-a învățat din cuvântul lui Dumnezeu, ascultați de cuvintele acestea, puneți-le la urechile voastre, la inima voastră și când veți ajunge în Egiptul lumii acesteia, să slujiți poate la lucrurile acestea de pe pământ, la locul de muncă, nu uitați, nu uitați sfatul mamei și sfatul tatălui. Și în fața lui Faraon, acolo face câteva minuni și Faraon rămâne mirat. Și aici am vrut să ajung. Ești plecat departe de casă. Vei pleca într-o altă țară, în străinătate. Te vei întâlni acolo cu alt mod de viață, cu alt colegi. Dragul meu, lui Iosif i-a prins bine învățătura tatălui său și Faraon la un moment dat vine și îi spune: Iosif, vreau să-l cunosc pe tatăl tău și vreau să o văd pe mama ta care te-a învățat atât de frumos. În împărăția mea nu este alt tânăr ca tine. În împărăția ta, n-am văzut un alt băiat care să slujească unui Dumnezeu adevărat. Eu vreau să-l văd pe tatăl tău și pe mama ta. Mi-l imaginez pe Iosif plecând capul în jos și a zis: tatăl meu pot să-l aduc în fața ta să-l vezi, dar mama mea nu mai este. Eu eram un copilaș și mama mea a murit, dar tatăl meu m-a învățat ceea ce ai văzut la mine. Vei pleca în străinătate, vei pleca din casa părinților tăi, pot să spună cei din jurul tău: mă, vreau să-l văd și eu pe tatăl tău, vreau să cunosc pe mama ta, cum a putut să-ți dea o învățătură atât de bună? Pentru că oamenii trăiesc într-o societate murdară, într-o societate urâtă. Pot să spună cei din jurul tău, drag tânăr, lucrul acesta? Fă-ți acest control în viața ta. Pune-L pe Dumnezeu la încercare în felul acesta, slujește-L cu adevărat, ia aminte la sfaturile tatălui tău și când te vei duce în lume să vezi dacă cei din jur vor spune: mă, ca tine aș vrea să fiu și eu, vreau să merg și eu acolo unde mergi tu, la biserica la care mergi tu. Dragul meu tânăr, despre tine, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ar trebui să se spună: vreau să-L văd pe tatăl tău și pe mama ta să-ți
să faci cinste părinților tăi. Cât de frumos, câte lacrimi ar curge din ochii mamei, din ochii tatălui când îi chemat acolo unde locuiești tu și acolo oamenii să laude părinții și să spună că ai dat o creștere bună copiilor tăi și mă bucur pentru copiii care ai crescut. Ce minunat ar fi! Domnul să vă binecuvinteze în privința aceasta. Am vrut să ajung aici pentru că mulți tineri ne socotesc sfaturile părinților. Se duc în lumea aceasta și îmbrățișează lucrurile lumești. Și vine lumea aceasta din urmă cu tot felul de lucruri murdare și urâte și spun că nu e nimic, ce are, ce contează inima, nu e așa. Ascultă de tatăl și de mama ta și vei fi binecuvântat. Dacă Iosif s-ar fi aplecat la toate lucrurile de acolo din Egipt, dacă Iosif ar fi fost în trend cu moda din Egipt, oare se mai știa de pocăință? Se mai știa de Dumnezeul adevărat? Eu cred că nu. Și faraon niciodată nu l-ar mai fi chemat pe tatălui Iosif să vină în Egipt. Niciodată că ar fi spus și el este ca și oamenii mei. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne întărească. Amen. Și continuă povestea aceasta în Biblie cu un alt tânăr, o poveste adevărată, plină de viață, plină de învățături pentru cel care ia aminte despre David. Tânărul acesta, un copil al lui Dumnezeu, deja crescuse, era adolescent, păștea oile tatălui său, avea putere, avea forță, putea să-și o folosească în orice mod în lumea aceasta, în orice loc, dar nu. A căutat să asculte de tatăl său și să pască oile tatălui său. Și la un moment dat vine un leu care a încercat să sfâșe o oaie și-l omoară. Vine un urs, încearcă și el și-l omoară și pe acel urs. Tânărul acesta era puternic, dar și-a zis în inima lui într-o zi, vreau să mă duc și eu la război să-i văd pe frații mei. Vei căuta, vei ajunge când vei crește deja mare. Și vei vrea să te duci în lumea aceasta, să nu uiți încă o dată și voi repeta lucrul acesta, să nu uiți de sfaturile tatălui tău și sfaturile mamei tale. Și tânărul acesta se duce pe câmpul de bătaie și acolo se întâlnește cu frații lui. Dar lasă deoparte tot ceea ce a adus el pentru frații lui, merindele și tot ce i-a dat tatăl pentru frații lui, lasă deoparte și se infiltrează printre soldații din Israel și aude ceva care nu i-a plăcut urechii lui. Cine este omul acela care blastămă pe copiii Domnului? Iubiți tineri și fete și băieți și surori și frați, în lumea aceasta mulți vor vorbi de rău pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Nu lăsați! Nu lăsați garda jos și țineți sus standardul acesta. Spuneți despre Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă rușinați. Și tânărul acesta, David, cine este omul acesta? Și trece o șoaptă la urechea lui care spune așa. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând. A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății și îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Ce l-a interesat pe el când a auzit că îi va da de nevastă pe fiică sa? Tânărul David l-a interesat lucrul acesta, o fată de împărat mi-ar prinde bine, crescută bine, îngrijită, o fată de împărat, mă voi lupta în numele Domnului pentru fata aceasta. Ajungeți la vârsta adolescenței și veți căuta să vă căsătoriți. Veți căuta o prietenă sau un prieten în lumea aceasta. Nu căutați la fetele filistenilor. Nu căutați la cele care nu se hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și căutați la fetele împăratului și împăratul nostru este Dumnezeu, nu este oricine. O fată de împărat este cuvincioasă, o fată de împărat este civilizată, o fată de împărat nu dorește lucrurile ascunse, lucrurile întunecate, nu. Și o fată de împărat dorește binecuvântarea în casa și în familia ei. Căutați, iubiți tineri,
la fetele de împărat, nu căutați la cele care nu respectă cuvântul Domnului, căci va fi vai de cel care nu se supune lui Dumnezeu. Și Domnul să vă binecuvinteze în privința aceasta. Un alt lucru care se petrece acolo când se duce să vadă pe frații lui este că David nu este acceptat, nu este apreciat. Și cât de mulți ochi plâng în vremea de astăzi, în zilele de astăzi, pentru că nu mai este apreciat, nu mai este acceptat. Cel care ți-a dat viață, cea care te-a ținut în brațe, nu mai este apreciată și acceptată de copil. Îmi amintesc de o familie, când mama a fost în viață, n-au știut să o prețuiască, n-au știut să-i dea cinstea adevărată de mamă care i-au crescut, dar când s-a dus la spital, toți întrebau, toți sunau, nu știau cum să o scoată de acolo. Atunci au ajuns să înțeleagă ce înseamnă mama, cum spuneam la început, când ești acasă, ți se pare că totul ți se cuvine. Dar când pleci departe, atunci vezi ce înseamnă mama și n-au apreciat. S-ar putea în această dimineață, vă spun cu toată tăria și cred că se întâmplă lucrurile acestea. Nu dorim și nu am vrea să se întâmple lucrurile acestea. Dar sunt aici părinți care se uită acum la copiilor, care nu vorbesc cu ei de luni de zile, poate de ani de zile. Sunt aici soții care se uită la soții lor care nu o respectă și se uită spre el poate și zice, Doamne, ai milă. Sunt aici părinți care nu sunt apreciați și poate te întâlnești cu cineva de departe, din cealaltă parte a orașului sau din capătul țării sau din altă țară și îl îmbrățișezi, îl strângi în brață, îl săruți, îi urezi de bine și cel care este lângă tine și cel care ți-a dat viață, fratele tău, sora ta, nu vorbești cu el. Dragii mei, David s-a dus la frații lui să-i ducă de mâncare, nu altceva, să le ureze de bine, să le aducă bine cuvântarea și nu l-au primit. De ce oare? Este planul celui rău, este diavolul care vrea să despartă, este diavolul care vrea să destrame. Și mi-amintesc de predica unui frate care a avut-o în biserica Cezarea câțiva ani în urmă și spunea în felul următor. Biserica Elim, să dăm un exemplu, va avea un steag și acolo în ceruri să nu lipsească niciunul. Când se va ridica steagul, cei care ați fost în excursii prin Israel, ați văzut că fiecare țară are un steag și ridică steagul în sus ca să nu lipsească niciunul să se ghideze după acest steag. Și acolo în ceruri, Biserica Elim să aibă un steag și atunci când păstorul va ridica steagul tot să vadă, acolo este Biserica Elim. Când cei de la Cezarea din Biserica din Reșița vor ridica steagul să zică, acolo este Biserica Cezarea. Domnul să ne ajute să facem parte din mireasa lui Dumnezeu. Și atunci când suntem în casa Domnului, în această dimineață, nu mai târziu, să luăm o hotărâre și să luăm o decizie în inima noastră și să spunem, Doamne, vreau să mă calc pe eu-ul meu, vreau să mă calc pe orgoliul meu și astăzi vreau să leg legătura cu mama mea, cu tatăl meu, cu cel care nu-l iubesc de atâta vreme și nu l-am îmbrățișat de atâta vreme. Fă lucrul acesta și vei fi binecuvântat și Domnul să vă întărească. Apoi, tânărul acesta David se duce la Saul, pentru că Saul a auzit despre el și îl îmbracă Saul în hainele și în armura lui grea. Dar armura aceasta nu era o armură de pace, nu era o armură de dragoste, de iubire. Le îmbracă David și spune, eu nu pot să lupt în armătura aceasta. Eu nu pot să lupt în hainele acestea, pentru că nu am putere în ele, nu voi avea biruință și le dezbracă și le dă deoparte și luptă cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu căuta să te îmbraci cu mândria lumii acestea. Nu căuta lucrurile înalte dacă nu ți-aparțin. Nu căuta lucrurile din lume să arăți că tu ești mai cineva. Și rămâi în smerenie și Dumnezeu îți va da binecuvântare, Dumnezeu îți va da propășire. Așa cum frații s-au rugat să nu lipsească banii, să nu lipsească mașina, să nu lipsească sănătatea din familie. Dumnezeu toate acestea le va duce la îndeplinire în familia ta.
Și un alt lucru care David mi-a plăcut foarte mult la el este că atunci când s-a dus să lupte alături de filisteni, filistenii nu l-au primit. Pentru că a zis, omul acesta nu seamănă cu noi, acesta se va întoarce împotriva noastră, te va cunoaște lumea, tu vei încerca să semeni cu el, dar lumea te va cunoaște că ești un pocăit. Și David se întoarce înapoi în cetatea lui la Țiclag și acolo vede tristețe mare, nimic nu mai era acolo, copiii luați, soțiile luate, dat foc, animalele luate, nu mai era nimic acolo unde locuia el și l-a cuprins o tristețe și o supărare foarte mare. Dragul meu, n-ai ajuns, dragă mamă, n-ai ajuns încă să pierzi și iubit tată ceea ce a pierdut David în acea vreme. În acele momente, n-ai ajuns, stai înaintea lui Dumnezeu pentru familia ta. Și vine David înaintea lui Dumnezeu și îi spune preotului de atunci, îi spune lui Abiatar, adu efodul să vedem ce ne spune Domnul. Și spune, du-te și luptă, David, nu te da bătut. Și în această dimineață îți spune cuvântul Domnului, du-te și luptă, pentru cine? Pentru copiii tăi, pentru soția ta, pentru soțul tău, chiar dacă e bolnav, chiar dacă e în lume, luptă, cât mai are zile, cât mai are viață, luptă. Pe David l-a îndemnat Dumnezeu să luptă, să lupte. S-a dus la luptă și a venit biruitor, spune cuvântul Domnului că nimic nu a pierdut, nimic nu i-a lipsit, totul a luat înapoi. Crezi în această dimineață că Dumnezeu poate să-ți dea și ție binecuvântarea aceasta? Slăvit să fie Domnul! Eu cred din toată inima. Să credem, de aceea venim aici, de aceea frații ne îndeamnă. Nu să fim morți, nu, și să fim vii și încrezători în Dumnezeu. Să învățăm de la Iosif, care a fost un exemplu acolo în Egipt și faraon a fost mirat și a zis, vreau să-l cunosc pe tatăl tău și pe mama ta. Să învățăm de la David, care s-a dus cu drag la frații lui. Acolo a fost interesat de o fată de împărat. Dragi tineri, să nu uitați lucrul acesta. Să învățăm de la David că a apreciat pe frații lui, i-a iubit pe frații lui. Să învățăm de la David că David a fost un om al lui Dumnezeu și nu a luptat în armura lui Saul. Domnul să vă binecuvinteze. Și concluzia din această dimineață, care aș dori să rămână în inima noastră, este că dacă privim la un munte sau la un râu, este o diferență foarte mare. De la un munte, nu poți să scoți așa ușor lucrurile de valoare de la un munte, foarte greu. Trebuie să chinui mult, să trudești mult, să scoți ceva de valoare de la un munte. Și sunt mulți oameni care au fost atât de maleabili și atât de asociabili și atât de bun unul față de celălalt, dar când s-au ajuns ceva în viață, au devenit ca un munte, rigid, greu de pătruns la inima lui. Dar în această dimineață să ne ajute Dumnezeu să fim ca un râu care umple o albie, care este setoasă de apă și atunci când plouă, dacă albia este secată, când vine apa, cuprinde toate pietrele, și mari, și mici, toate firicele de iarbă, toți copăceii care sunt acolo, îi cuprinde. Cuprinde piatra din mijlocul albiei, cea din marginea albiei, așa și să fim și noi cu cei din jurul nostru. Ca un râu care curge, să nu fim greu accesibili, să fim atât de morocănoși, atât de răi la inimă, să ne îmbrățișăm cu drag, să avem o vorbă dulce unul față de celălalt. Atunci va fi binecuvântarea lui Dumnezeu peste biserica Elim, peste bisericile din care facem parte și doresc ca Dumnezeu să ne lumineze inima, mintea și gândul și în ziua aceea să spunem binecuvântat să fii Tu, Doamne, că nimic din ce a fost al meu n-am pierdut și am adus înaintea Ta, slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze întreaga biserică Elim, pe fratele păstor Mos și întreaga conducere. Domnul să fie lăudat. Amin. Amin.